George Sand, Lelia, capitolul 8. Claudia. Când Stenio își recăpătă cunoștința, primi cu dispreț îngrijirile pline de solicitudine ale prietenului său. De ce suntem singuri aici? Îl întrebă el. De ce am fost dați afară ca niște leproși? Nu trebuie să te mai întorci printre tovarășii de orgie, îi zise Tranmere, căci tocmai aceea te disprețuie și te resping. Ai pierdut deja totul, ai stricat totul, l-ai părăsit pe Dumnezeu, te-ai folosit și ai dus până la capăt toate lucrurile omenești. Nu îți mai rămâne decât prietenia în sânul căreia un refugiu ți este întotdeauna deschis. Și ce va face pentru mine prietenia? Zise Stenio cu amărăciune. Oare nu a fost ea cea din tâi care m-a părăsit și s-a declarat neputincioasă pentru fericirea mea? Tu ai fost cel care a respins-o, tu. I-ai subestimat și i-ai renegat binefacerile, copil nefericit. Vino înapoi la noi, vino înapoi la tine, cel de odinioară. Lelia te cheamă. Dacă te lepezi de greșelile tale, Lelia le va uita. Lasă-mă, zise Stenio cu mânie, să nu mai pronunți niciodată înaintea mea numele acestei femei. Influența ei blestemată mi-a distrus încrezătoarea mea tinerețe. Ironia ei infernală mi-a deschis ochii și mi-a arătat viața în toată nuditatea și urâțenia ei. Nu mai vorbi despre această Lelia. Nu o mai cunosc. I-am uitat chipul. Abia dacă mai știu că am iubit-o cândva. 100 de ani s-au scurs de când am părăsit-o. Dacă aș vedea-o acum, aș râde de milă gândindu-mă că am avut sute de femei mai frumoase, mai tinere, mai naive, mai înflăcărate și care m-au săturat de plăcere. Pentru ce m-aș duce de acum înainte să îngenunchez în fața acestui idol cu un veliș de marmură? Dacă aș avea privirea învăpăiată a lui Pygmalion și bunăvoința zeilor ca să o reînsuflețesc, ce-aș face apoi cu ea? Ce mi-ar da ea în plus decât celelalte? A fost un timp în care am crezut în niște plăceri nesfârșite, în niște încântări cerești. În brațele ei am visat beatitudinea supremă, extazul îngerilor la picioarele preasfântului, dar astăzi nu mai cred nici în ceruri, nici în îngeri, nici în Dumnezeu, nici în Lelia. Cunosc desfătările omenești, nu mai pot să exagerez valoarea lor. Lelia însăși a avut grijă să mă lămurească. De acum știu destul despre acestea. Știu mai mult decât ea probabil. Așadar să nu mă cheme, căci i-aș da înapoi tot răul pe care mi l-a făcut și m-aș răzbuna cu vârf și îndesat. Amărăciunea ta mă liniștește. Mânia ta îmi place, zise Tranmere. Mă temeam că o să te regăsesc insensibil la amintirile trecutului. Văd că te supără profund și că rezistența Leliei a rămas în memoria ta ca o rană de nevindecat. Dumnezeu fie binecuvântat. Stenio nu și-a pierdut decât sănătatea fizică. Sufletul său este încă plin de energie și de viitor. Superb filozof, stoic zeflemist, strigă Stenio cu patimă. Ai venit aici ca să-mi insulți agonia sau să simți o plăcere prostească, să-ți desfășori calmul impasibil înaintea zbucimelor mele. Întoarce-te de unde ai venit și lasă-mă să mor în mijlocul zgomotului și al beției. Nu veni să disprețuiești cele din urmă strădanii ale unui suflet ofilit, probabil de rătăcirile sale, dar nu dezonorat de compasiunea altuia. Tranmere plecă fruntea și rămase tăcut. Căută niște cuvinte care să-i poată îndulci amărăciunea acestei trufii sălbatice și inima lui era copleșită de tristețe. Chipul său auster își pierduse seninătatea obișnuită și câteva lacrimi începură să-i umezească pleoapele. Stenio le zări și, în pofida voinței sale, se simți emoționat. Privirile celor doi se întâlniră, aceea a lui Tranmere exprima atât de multă durere încât Stenio, învins, se lăsă copleșit de un sentiment de milă față de el însuși. Sarcasmul și indiferența, în sânul cărora trăia de multă vreme, îl obișnuiseră să roșească din pricina suferințelor sale. Când simți prietenia înmuindu-i inima, păru surprins și subjugat o clipă și se aruncă în brațele lui Tranmere cu efuziune. Dar curând îi fu rușine de acest impuls și, ridicându-se deodată, zări o femeie înfășurată într-o lungă mantie venețiană care se afunda în umbra bolților. Era prințesa Claudia, urmată de guvernanta ei de încredere, care se îndrepta către unul dintre pavilioanele grădinii. În mod hotărât, zise Stenio, aranjându-și gulerul cămășii de batist și prinzându-l cu agrafa lui de diamant, nu pot să o las pe această biată copilă să tânjească după mine, fără să-mi fie milă de ea. Zinzolina a uitat probabil că trebuia să vină. Ținea de onoarea mea să fiu cel din tâi la întâlnire. În același timp, Stenio își întoarse capul în direcția spre care mergea Claudia. O clipă, nările îi se dilatară,
ca ale unui muflon care simte în aer soavele parfumuri ale caprei de munte. Un fulger de tinerețe licări pe fruntea sa răvășită. Pieptul păru că îi se umflă de dorință. Își trase mâna din cea a prietenului său și începu să alerge ușor către pavilion ca să i-o ia înaintea Claudiei, dar după câțiva pași încetini și ajunse la țintă cu greu și cu nepăsare. Sosi la intrarea în casă, în același timp cu ea și, cu răsuflarea tăiată de oboseală, se sprijini de balustrada peronului. Tânăra ducesă, împurpurată de rușine și fremătând de bucurie, crezu că poetul, ținta iubirii sale, era prada emoției și tulburării ca și ea. Dar Stenio, puțin mai înviorat de strălucirea ochilor săi negri, îi oferi mâna pentru a urca, afișând siguranța unui herald și grația slugarnică a unui șambelan. După ce rămaseră singuri și ea se așeză, tremurând cu fața la foc, Stenio o contemplă o vreme în tăcere. Prințesa Claudia era abia trecută de pragul copilăriei. Talia sa, deja formată, încă nu ajunsese la deplină dezvoltare. Lungimea excesivă a genelor negre, tenta biliară a pielii sale, prematur netedă și satinată, ușoarele umbre albăstrii răspândite în jurul ochilor însetați și languroși, ținuta bolnăvicioasă și plecată, totul anunța la ea o pubertate precoce și o imaginație covârșitoare. În pofida acestor indicii despre o constituție înfocată și despre un viitor plin de furtuni, Claudia îi datora extremei sale tinereți faptul de a fi încă învăluită de întreg farmecul pudorii. Tulburările sale se trădau, nu se arătau deslușit. Gura sa, fremătândă, părea că invocă sărutul, dar ochii îi erau umezi de lacrimi, vocea ei nesigură părea să ceară iertare și ocrotire. Dorința și spaima răvășeau toată această făptură fragilă, toată această virginitate arzătoare și timidă. Stenio, căzut în admirație, se miră mai întâi lăuntric de a avea la dispoziția sa o comoară atât de mare. Era pentru prima oară când o vedea pe prințesa atât de aproape și când îi acorda atâta atenție. Era mult mai frumoasă și mai atrăgătoare decât își închipuise el. Dar simțurile sale stinse și blazate nu i-a amăgiră spiritul, de acum sceptic și rece. Dintr-o singură privire o examină și o posedă pe Claudia în întregime, de la bogatul său păr, adunat într-o plasă de perle, până la piciorul micuț, strâns în satin. Într-un singur gând, el îi prevăzu și îi contemplă toată viața viitoare, de la această primă nebunie care o aducea în brațele unui poet sărac, până la oribilele galanterii ale unei bătrâneți princiare și destrăbălate. Întristat, speriat și mai ales dezgustat, Stenio o privea cu un aer ciudat, fără să-i vorbească. Atunci când își dădu seama de situația ridicolă în care o punea preocuparea lui, el încercă să se apropie de ea și să-i adreseze cuvântul. Dar nu putu nici de cum să mimeze iubirea pe care n-o simțea, așa că îi spuse pe un ton de curiozitate aproape severă, luându-i mâna într-un mod absolut părintesc. Așadar, ce vârstă aveți? 14 ani, răspunse tânăra prințesă, pierdută și aproape înnebunită de surpriză, de mâhnire, de mânie și de teamă. Ei bine, copila mea, zise Stenio, mergeți și spuneți-i duhovnicului dumneavoastră să vă acorde iertarea păcatelor pentru că ați venit aici și mulțumiți-i fierbinte lui Dumnezeu, mai ales pentru că v-a trimis cu un an, cât un secol mai târziu în viața lui Stenio. Când el sfârși această frază, guvernanta prințesei, care rămăsese în intrândul unei ferestre pentru a ține sub observație comportamentul celor doi amanți, se repezi spre ei, prinzând-o în brațe pe biata Claudia, plângând cu hohote și îl certă pe Stenio cu indignare. Obraznicule, îi zise ea, așa răsplătești favorul pe care ți-l acordă ilustra ta suverană, coborându-se până la a te onora cu privirile sale? În genunchi, vasalule, în genunchi! Dacă sufletul tău necioplit nu este mișcat de cea mai de seamă frumusețe din univers, cu dezanța ta pleacă-se cel puțin în fața respectului pe care îl datorezi fiicei familiei Bambucci. Dacă fiica familiei Bambucci a binevoit să coboare până la mine, răspunse Stenio, ar fi trebuit să se împace dinainte cu gândul că va fi tratată de mine ca egala mea. Dacă se căiește în momentul acesta, cu atât mai bine pentru ea. De altfel, este singura pedeapsă pe care o va primi pentru nesăbuința sa. Dar s-ar putea lăuda că este ocrotită de fecioara care a condus-o până aici, a doua zi și nu în ajunul unei orgii. Ascultați, voi două femeilor, ascultați vocea unui bărbat pe care apropierea morții îl face dezinteresat și înțelept. Ascultați, tu, bătrână guvernantă cu sufletul murdar, pornit pe căi infame, și tu, tânără fată, cu pasiuni precoce, cu frumusețea fatală și periculoasă, ascultați.
Tu mai întâi curtezană veche, marchiza cărei inimă închide în sine tot atâtea vicii câte riduri ți se arată pe față. Vei putea aduce mulțumiri nepăsării care va șterge din mintea lui Steniu amintirea acestei aventuri mai înainte de a se scurge un ceas. Alminteri, ai fi fost demascată în ochii acestei curți și alungată după cum meriți dintr-o familie căreia vrei să-i veștejești mlădița plăpândă. Ieși de aici viciu și avariție, prostituție, servilism, trădare, lepră a popoarelor, scursoare și oprobiu al spiței omenești. Și tu, biata mea copilă, adăugă el smulgând-o pe Claudia din brațele guvernantei sale și drăgând-o spre lumină. Așa împurpurată și îndurerată cum era. Ascultă-mă bine. Și dacă, într-o zi purtată de voia destinului și a pasiunilor, o să ajungi să arunci îngrozită o privire înapoi, asupra frumoșilor tăi ani pierduți, asupra purității tale întinate, amintește-ți de Steniu și oprește-te pe marginea prăpastiei. Uită-te la mine, Claudia, privește-l în față fără teamă și fără tulburare pe acest bărbat de care crezi că ești îndrăgostită și pe care, fără îndoială, nu l-ai privit niciodată. La vârsta ta inima se agită și își pierde răbdarea. Cheamă o inimă care îi răspunde, riscă și îi se mărturisește, îi se dăruiește. Dar nefericire celor care profită de nerecunoaștere și de nevinovăție. Că despre tine, Claudia, ai auzit cântându-se poeziile unui bărbat pe care l-ai crezut tânăr, frumos și pasionat. Privește-l așadar, biată Claudia, și vezi ce stafie ai iubit. Iată-i capul pleșuv, mâinile descărnate, ochii stinși, buzele ofilite. Așează-ți mâna pe această inimă vlăguită. Numără-i bătăile greoaie și muribunde ale acestui bătrân de 20 de ani. Uită-te la părul acesta care a albit în jurul unei fețe, al cărei puf viril n-a crescut încă și spune-i. Oare acesta este Steniu pe care l-ai visat tu? Acesta este poetul religios, silful înflăcărat pe care ai crezut că-l vezi trecând în viziunile tale cerești? Pe când cântai imnurile sale pe harfa ta la apusul soarelui? Dacă ai fi aruncat atunci o privire spre treptele palatului tău, ai fi putut vedea stafia palidă care îți vorbește acum așezată pe unul dintre leii de marmură care îți străjuiesc poarta. Ai fi văzut-o cum o vezi și astăzi leită, la capătul puterilor, nepăsătoare, la frumusețea ta de înger, la vocea ta melodioasă, doar mirată să audă cum o prințesă de 15 ani intona melodii inspirate de beție compuse în desfrâu. Dar tu nu ai văzut-o, Claudia. Din fericire pentru tine, ochii tăi o căutau în cer, acolo unde nu se afla. Credința ta îi împrumuta aripi, în vreme ce ea se târa sub picioarele tale, printre cerșetorii care dorm la pragul vilei ce ți aparține. Ei bine, tânără fecioară, așa se va întâmpla cu toate iluziile tale, cu toate iubirile tale. Reține amintirea acestei decepții, dacă vrei să-ți păstrezi tinerețea, frumusețea și tăria sufletului, ori, dacă mai poți după aceasta, speră și crede. Nu te grăbi să-ți ostoiești nerăbdarea, păstrează-ți și înfrânează-ți dorința și sufletul înflăcărat. Prelungește-ți din toate puterile această orbire a speranței, această copilărie a inimii, care nu ține decât o zi și care nu se mai întoarce niciodată. Ordonează cu înțelepciune, păzește cu grijă, cheltuiește cu avariție comoara iluziilor tale, căci în ziua în care vei dori să dai ascultare înflăcărării din mintea ta, suferinței fără stare a simțurilor tale, vei vedea idolul tău de aur și de diamant preschimbându-se în lut fără valoare și nu vei mai strânge în brațe decât o nălucă lipsită de căldură și de viață. Zadarnic vei urmări visul tinereții tale. În goana ți stovitoare și funestă nu vei atinge niciodată decât o umbră și vei cădea curând la capătul puterilor în mijlocul mulțimii căințelor tale, înfometată în inima sațietății îmbătrânită și moartă ca Steniu, fără să fi trăit o zi măcar. După ce vorbi astfel, ieși din pavilion, grăbit să îi se alăture lui Tranmere. Dar în momentul în care ajunse la marginea peronului, acesta îl bătu pe umăr. Văzuse și auzise totul prin fereastra întredeschisă. Steniu, îi zise el, lacrimile pe care le-am vărsat adineori erau o insultă. Durerea mea era o blasfemie. Ești nefericit și profund mâhnit, dar ești, fiul meu, mai nobil decât Lelia, mai experimentat decât Tranmere, mai neprihănit decât sfinții cărora Dumnezeu le deschide brațele cu dragoste. Tranmere, zise Steniu cu un dispreț adânc și râzând amar, văd că ești nebun de-a binelea. Nu bagi de seamă că toată această moralitate, de care tocmai am făcut paradă, nu este decât comedia jalnică a unui bătrân soldat căzut în mintea copiilor care construiește fortărețe din fire de nisip și se crede întărit împotriva dușmănilor.
dușmăniilor și dușmanilor închipuiți. Nu înțelegi că iubesc virtutea cum iubesc bătrânii, libertin tinerele fecioare, și că îi proslăvesc farmecele cărora eu le-am pierdut bucuria? Crezi tu, bărbat puieril, visător, prostește virtuos, că aș mai fi respectat-o pe această fată dacă excesul de plăceri nu m-ar fi făcut neputincios? Sfârșind aceste cuvinte rostite pe un ton amar și cinic, căzu într-o profundă reverie, iar Tranmere îl trase după el departe de palat, fără ca Stenio să fi dat semne că îi pasă de locul spre care era condus. Capitolul 9. Camaldolii. Tranmere, căruia îi plăcea să meargă pe jos, făcu rost totuși de o trăsură ca să-l transporte pe Stenio, care n-ar fi avut puterea să meargă. Călătoriră în etape scurte, contemplând în voie locurile magnifice pe care le străbăteau. Stenio era tăcut și liniștit. Nu întrebă odată măcar cât aveau să călătorească și până unde anume. Se lăsă dus cu apatia unui prizonier de război, iar nepăsarea lui pentru viitor părea să-i redea bucuria pentru prezent. Privea adesea cu admirație frumoasele peisaje ale acestui ținut fermecat și îl ruga pe Tranmere să oprească puțin caii, ca să se poată cățăra pe vreun munte sau așeza pe malul unui râu. Atunci își regăsea câteva sclipiri de entuziasm, câteva elanuri de poezie, ca să înțeleagă natura și ca să o celebreze. Însă, în pofida acestor momente de trezire și de renaștere, Tranmere putu observa la tânărul său prieten ireparabilele ravagii ale desfrâului. Odinioară, gândirea sa activă și pătrunzătoare lua în stăpânire toate lucrurile și dădea culoare, formă și viață tuturor obiectelor exterioare. Acum Stenio vegeta, de cele mai multe ori, într-o voluptoasă și funestă prostrație. Părea să-i fie silă să-și folosească mintea, dar în realitate nu mai era capabil să o stăpânească. Adeseori degeaba o chema, căci nu-l mai asculta. Se prefăcea atunci că disprețuiește facultățile intelectuale pe care le pierduse, dar amărăciunea veseliei sale îi trăda mânia și durerea. Își certa cu asprime, în taină, memoria rebelă. Își biciuia imaginația lenevită, își înfigea pintenii în coastele spiritului său, insensibil și obosit, dar în zadar. Recădea epuizat într-un haos de vise fără cap și coadă. Ideile îi treceau prin creieri incoerente, fantasmagorice, neînchegate ca scânteile imaginare, pe care ochiul crede că le vede dansând în întuneric și care apar una după alta și se înmulțesc ca să se stingă până la urmă pentru totdeauna în noaptea veșnică a neantului. Într-o seară, pe la asfințit, intrară într-o vale acoperită de păduri dese. Cele mai frumoase ape șerpuiau în tăcere la umbra arbuștilor de mirt și a smochinilor. Largi luminișuri, unde pășteau turme pe jumătate sălbatice, întretăiau cu un verde blând lizierele acestor mase de o nuanță mai viguroasă. Ținutul era mănos și neumblat. Nu se vedeau alte locuințe decât niște castele aici și colo, aproape îngropate în frunziș. Așadar, te puteai bucura de opotrivă de toate favorurile, de toate binefacerile naturii fecunde și de toată măreția, de toată poezia naturii neatinse de mâna omului. La jumătatea colinei pe care călătorii noștri o coborau pentru a pătrunde în această frumoasă vale, Tranmere îl îndemnă pe tovarășul său să meargă pe jos și, în vreme ce trăsura și caii îi urmară pe o cărare abruptă și periculoasă, la pas și cu multă băgare de seamă, ajunseră pe pământul fertil și ușor vălurit al văii. La vederea acestui frumos ținut, Stenio se simți pentru o clipă reîntinerit și împăcat. Fericiți sunt, exclamă el în mai multe rânduri, păstorii nepăsători și needucați care dorm la umbra acestor păduri tăcute, fără altă grijă decât paza turmelor lor, fără alte cunoștințe decât răsăritul și apusul stelelor. Mai fericiți încă sunt mânjii fără hamuri, care saltă ușor printre aceste desișuri și caprele sperioase care se cațără fără trudă pe stâncile abrupte. Fericite sunt toate făpturile care se bucură de viață, fără oboseală și fără exces. Pe când treceau de ocotitura drumului, Stenio zări în pâcla înserării care înghițea pe nesimțite toate contururile peisajului, o vastă linie albă pe panta muntelui, care încingea valea cu un amfiteatru larg și maestos. Ce este aceea?" îl întrebă el pe Tranmere. Este vreun lanț de arhitectură splendidă sau un zid de calcar, cum mai vezi uneori printre aceste stânci? Este o imensă cascadă, o carieră de piatră sau un palat?" Este o mănăstire," răspunse Tranmere. Este lăcașul Camaldolilor."
Stenio nu ascultase răspunsul, continuă să meargă fluierând. Se lăsă noaptea. Cărarea abia desenată deveni atât de întunecată încât răsura nu mai putea înainta fără a risca să se ciocnească de toți copacii. Un castel le oferia adăpost, dar cei doi călători, socotind că nu era destul de târziu pentru a se odihni, continuară să meargă pe jos și se afundară la întâmplare prin pădure. Trenmor cunoștea perfect ținutul, dar se prefăcu că s-a rătăcit. De teamă să nu-i stârnească nemulțumirea lui Stenio și să-i zgândere sentimentul libertății dacă l-ar fi prevenit despre intențiile sale, lăsă impresia că habar nu avea unde o să-și petreacă noaptea. Încetul cu încetul se apropiară de munte și Trenmor, văzând că Stenio a obosit, îi propuse să se întoarcă, târâș grăbiș, la castelul unde își lăsaseră echipajul. Mai bine mor în clipa asta decât să o iau din nou pe drumul pe care l-am făcut, răspunse Stenio. Sunt frânt, nu merg mai departe. Nu pot să dorm fără pericol, reluă Trenmor, pe iarba aceasta umedă și în ceața aceasta, pe lângă ape reci și stătătoare. Fă un efort ca să ne cățărăm la poalele muntelui. Uite, acolo o potecă molcomă și ușoară. Când vom fi ajuns la o oarecare înălțime, vom putea găsi în vreo grotă un adăpost mai sănătos. Stenio se lăsă condus și când ieșiră dintr-un crâng care acoperea ca un covor piciorul muntelui, văzură odată cu primele raze ale lunii, ridicându-se înaintea lor, fațada elegantă și bogat ornamentată a mănăstirii Camaldolilor. Trenmor propuse să le ceară ospitalitate. Un frate laic veni să-i întâmpine și, fără să le răspundă vreun cuvânt la cererea lor, îi conduse către încăperile destinate pelerinilor. Stenio, copleșit de oboseală, dormia atât de adânc încât pierdu cu totul simțul realității și a doua zi se trezi în picioare și îmbrăcat, fără să-și fi putut aduce aminte ceva din cele întâmplate în ajun și fără să-și dea seama de locul în care se afla. Nu se gândi nici măcar să-l cheme pe Trenmor, uitase și de Trenmor și de propria ei plecare de la Vila Bambucii și de călătoria sa prin ținuturile nelocuite despre care nu întrebase cum se numesc. I se părea că trecuse deodată dintr-o reședință zgomotoasă și aglomerată într-o casă părăsită și mută. Ieși din camera sa și aruncă o privire de mirare leneșă și de nehotărâre neîngrijorată asupra obiectelor care îi se prezentară. Mai întâi, o galerie lungă a cărei boltă de marmură albă era susținută de coloane corintice dintr-o marmură rozalie cu vine albăstrii despărțite una de alta de câte un vaz de malachit în care aloele își înălțau marile lor creste spinoase și apoi uriașe curți care se succedeau creând o profunzime cu adevărat piranezică și care fuseseră transformate ca niște covoare întinse în bogate răsaduri smălțate cu cele mai frumoase flori. Roa, în care toate aceste plante erau proaspăt scăldate, părea să le fi îmbrăcat pe deasupra cu un văl străveziu de argint. În mijlocul ornamentelor simetrice, pe care brazdele de flori le desenau pe pământ, fântâni arteziene, țâșnind în bazine de geasp, își înălțau jeturile transparente în aerul albastru al dimineții, iar primele raze de soare care începuseră să treacă peste turlele edificiului, căzând peste această ploaie fină, săltând de jos în sus, încoronau fiecare jet cu o gerbă de diamante. Minunați fazani de China, dând prea puțină atenție trecerii lui Stenio, își plimbau printre flori podoaba de pene, filigranate și trupurile catifelate. Păbunul își etala pe iarbă veșmântul său de nestemate, iar rața muscată cu pieptul de smarald urmărea prin bazine musculițele de aur ce desenau pe fața apei cercuri imperceptibile. La strigătul batjocoritor sau tânguitor al acestor păsări captive, la atitudinile lor melancolice și trufașe, se adăugau miile de voci vesele și zgomotoase, miile de familiarități curioase ale păsărilor cerului libere. Scatiul, iscoditor și încrezător, venea să se așeze pe fruntea nemișcată a statuilor. Vrabia, obraznică și fricoasă, cobora să prade mâncarea păsărilor domestice și își lua zborul speriată la cel mai mic cârâit al cloștilor. Sticletele se îndrăgostea de cororele florilor pe care și le disputa cuvântul. Gâzele se trezeau de asemenea și începeau să forfotească prin iarba încălzită și scoțând abur sub primele raze ale soarelui. Cei mai frumoși fluturi din vale ajungeau în grupuri pentru a se adăpa din nectarul acestor frumoase plante exotice, a cărui savoare îi îmbăta într-atât încât se lăsau prinși cu mâna.
Toate vocile văzduhului, toate miresmele dimineții se ridicau la cer ca o tămâie pură, ca un imn religios naiv pentru a mulțumi Domnului pentru binefacerile creației și ale muncii omului. Dar între toate aceste existente animale și vegetale, între aceste opere de artă și aceste splendori ale bogăției, numai omul lipsea. Grebla se plimbase de curând pe nisipul tuturor aleilor, ca pentru a șterge amintirea pașilor omenești, iar Stenio simți un soi de spaimă superstițioasă imprimându-i pe ai săi. I se părea că avea să distrugă armonia acestei scene magice, făcând să se năruiască asupra izidurile fermecate ale visului său. Căci în vălmășagul ideilor sale de poet, cu delirurile sale de bolnav, lui nu-i venea să creadă în realitatea lucrurilor pe care le vedea. Zărind în depărtare, în spatele colonadelor transparente ale mănăstirii, adâncimile nelocuite ale văii, își imagină că, fără îndoială, aflându-se în mijlocul pădurii, adormise sub copacul preferat al vreunei zâne și că, atunci când se trezise, cocheta regina seducțiilor îl înconjurase cu minunile impalpabile din palatul său ca să-l facă să se îndrăgostească ori să nebunească. În vreme ce lăsă să îi se depene domol această fantezie, îmbătat de soabele miresme ale iasomiei și laurului, mulțumit de a fi singur în aceste locuri frumoase și simțindu-se aici aproape ca un rege sau un zeu, se apropie de o fereastră înaltă și largă, al cărei vitraliu, sclipitor în soare, semăna cu draperia de mădase colorată a unui harem. Se așezase pe marginea unui bazin plin de pești și se distra urmărind, prin apa limpede, păstrăvul ce purta o armură suplă de argint presărată cu rubine și linul înveșmântat într-un aur pal nuanțat cu verde. Le admira moliciunea jocurilor, sclipirea ochilor metalici, agilitatea de neconceput a fugilor înspăimântate atunci când el își desena umbra mișcătoare pe apă. Deodată, niște cântări așa cum numai sfinții probabil că mai fac să se audă la picioarele tronului lui Jehova, porniră din rărunchii misteriosului edificiu și, împletindu-se cu vibrațiile orgii și cu vocea puternică a bucinei, umplură întreaga incintă a mănăstirii. Totul păru că amuțește pentru a asculta, iar Stenio, surprins și încântat, îngenunchei instinctiv, ca în zilele copilăriei sale. Voci de bărbat, grave și puternice, se înălțau către Dumnezeu ca o rugăciune arzătoare și plină de nădejde. Și voci de copii, pătrunzătoare și cristaline, răspundeau celor dintâi ca făgăduielile îndepărtate ale cerului, exprimate prin grasul curat al îngerilor. Călugării spuneau: Îngerul Domnului, întinde asupra noastră aripile tale ocrotitoare, adăpostește-ne în bunătatea ta care veghează și în mila ta care ne mângâie. Dumnezeu te-a făcut lesne iertător printre toate virtuțiile, dintre toate puterile cerești, că te-a menit să îi ajuți și să îi mângâi pe oameni, să culegi într-un pocal fără pată lacrimile care s-au vărsat la picioarele lui Hristos și să le arăți în semn de ispășire înaintea judecății sale veșnice, o preasfinte. Iar copiii răspundeau din vârful naosului rezonant: Nădăjduiți în Domnul, o, voi care vă osândiți în lacrimi, căci îngerul păzitor își întinde marile sale aripi de aur ca pavăză între slăbiciunile omenești și mânia Domnului. Lăudați pe Domnul! Apoi călugării reluau: O, cel mai tânăr și cel mai neprihănit dintre îngeri, tu ești cel pe care Dumnezeu l-a creat la urmă, căci te-a creat după om și te-a așezat în rai pentru a-i fi acestuia tovarăș și prieten. Dar veni femeia și fu mai puternică decât tine asupra minții omului. Îngerul mâniei s-a pogorât asupra lor pentru a-i pedepsi. Dar tu i-ai urmat în surghiun și ai avut grijă de copiii pe care Eva i-a adus pe lume, o preasfinte. Copiii răspundeau din nou: Mulțumiți-i în genunchi voi, toți cei care îl iubiți pe Dumnezeu, mulțumiți-i îngerului păzitor, căci cu aripa lui tare, el coboară și urcă neîncetat, de la pământ la ceruri, de la ceruri la pământ, pentru a duce de jos rugăciunile și pentru a duce de sus binefacerile. Lăudați pe Domnul! Vocea virilă a unui tânăr frate recită acest verset: Tu ești cel care, cu răsuflarea-ți fierbinte, reîncălzești dimineața plantele amorțite de frig. Tu ești cel care acoperi cu mantia ta neprihănită recoltele omului amenințate de piatră. Tu ești cel care, cu o mână ocrotitoare, susții coliba pescarului zguduită de vânturile mării. Tu ești cel care trezești mamele adormite și, chemându-le cu glas blând în toiul viselor nopții, le vestești să-și alăpteze copiii noi născuți. Tu ești
cel care păzești rușinea fecioarelor și le așezi la capul patului ramuri de portocal, nevăzut talisman care izgonește gândurile rele și visele de întinăciune. Tu ești cel care te așezi sub soarele amiezii, în brazda unde doarme pruncul secerătorului și care îi întorci din drumul lor pe năpârca și scorpionul gata să se cațere din leagănul lui. Tu ești cel care deschide foile cărții de rugăciuni când noi căutăm în scripturi un leac pentru durerile noastre. Tu ești cel care ne faci să întâlnim aici versetul care se potrivește necazului nostru și care așează sub ochii noștri cuvintele sfinte ce alungă ispita. Rugați-vă îngerului păzitor, ziseră vocile copilărești, căci el este cel mai puternic dintre îngerii Domnului. Domnul, când îl trimite pe pământ, îi făgăduiește că de fiecare dată, când se va întoarce înapoi la el, îi va dărui iertarea unui păcătos. Lăudați pe Domnul! Să ne rugăm îngerului păzitor, reluă o voce mai tremurătoare decât celelalte, pe care Stenio a avut impresia că nu auzea pentru prima oară. Să-i cerem să ne șteargă din inimile noastre amintirea faptelor trecute, să rugăm să întindă un văl de doliu, un văl care să nu lase să treacă ispitele unei lumi viclene, nici ademenirile idolilor mincinoși, să rugăm să aprindă în noi focul sfintelor dorințe și să stingă ardoarea mocnită a poftelor vinovate, să dea frunții madonelor noastre o înfățișare mai aspră și marmurii picioarelor o răceală mai simțitoare, astfel ca, privind aceste venerabile trăsături, sărutând aceste picioare fără pată, să nu avem gânduri necurate sau năluciri funeste. Să-l rugăm de asemenea, când ne apare în vise, să nu împrumute trăsăturile delicate și privirea drăgăstoasă, rochia fluturând și părul lung al unei femei. Călugărul se întrerupse brusc. O lungă tăcere, provocată probabil de uimire și de tulburare, urmă din partea corului la acest verset neterminat. În sfârșit, vocile copiilor încheiară cântarea repetând: rugați-vă îngerului păzitor, lăudați-l pe Domnul. În acest timp, Stenio văzu un călugăr încă tânăr, ieșind singur din capelă și apucând o grăbit pe sub arcadele mănăstirii. I se păru că recunoaște în înfățișarea acestui bărbat, ca și în glasul care îi atrăsese atenția, pe preotul irlandez pe care îl văzuse nebun, pe Magnus. Capitolul 10. Mormintele. După ce adunarea călugărilor defila încet prin fața lui Stenio și ultima sutană dispăru în spatele arcadelor curții interioare, Trenmor veni să se alăture prietenului său și, așezându-se lângă el, încercă să-i citească pe chip impresia pe care i-o făcuseră lucrurile din prejur. Dar clipa de exaltație care îi inspirase lui Stenio o fantezie romanescă se risipise, iar el recăzuse în starea lui obișnuită de apatie și răceală. Atunci își aminti suita întâmplărilor care îl aduseseră în acest loc și zise cu indiferență: parcă mi-ai spus aseară că acești călugări sunt din ordinul Camaldorilor. Da, răspunse Trenmor, este una dintre cele mai bogate, cele mai liniștite și cele mai indulgente comunități ale Bisericii Romane. Frumusețea lăcașului lor, întinderea domeniilor pe care le posedă și libertatea de care se bucură, le îngăduie să se dedice științelor și artelor. Se pot număra printre ei foarte mulți muzicieni de excepție și savanți, astronomi. Unii sunt poeți și pictori, alții sunt atât de dăruiți chimiei și fizicii încât, în ochii oamenilor de rând, par să continue vechile tradiții ale călugărilor alchimiști și astrologi. În sfârșit, dacă poezia nobilă și sfântă, credința luminată și puternică, studiul răbdător și conștiincios s-au refugiat undeva în pământ, atunci locul acela este în această mănăstire. Nu te-a uimit bogăția strălucitoare și neascunsă care se desfășoară în exteriorul acestui așezământ, priceperea austeră și naivă patriarhală, după care s-au cultivat aceste grădini și s-au alcătuit aceste mari colivii? Nu vezi în acestea realizarea tuturor dorințelor legitime, satisfacerea tuturor nevoilor onorabile, a tuturor ambițiilor nobile, a tuturor fanteziilor nevinovate? Mie mi se pare că un suflet zbuciumat trebuie să se calmeze în contact cu acest sanctuar și că un creier obosit trebuie să se odihnească și să reîntinerească în sânul acestor obișnuințe tihnite și înțelepte. Tu ce crezi, Stenio? Cred, răspunse Stenio, că dorința de neostoită a sufletului supraviețuiește tuturor acestor satisfaceri. Cred că frământarea de neobosită a omului face zadarnice toate strădaniile sale de a se mulțumi cu ceea ce este posibil. Trenmor
Văzând că nu venise încă momentul să domine și să adoarmă această rațiune amară și îndărătnică, îl luă la masă în chilia priorului. Apoi îi propuse să meargă împreună să viziteze un cimitir. Acesta era situat pe versantul muntelui. De o parte era legat de mănăstire printr-o galerie cu coloane răsucite, de cealaltă parte era mărginit de o râpă golașă și nisipoasă, la picioarele căreia dormea cufundat un lac micuț, ca într-o pâlnie, într-o posomorâtă odihnă. Nu exista nicio cale să cobori pe malul acestuia din pricina instabilității nisipurilor de pe pantele care îl înconjurau și a lipsei oricărui punct de sprijin. Nici o stâncă nu găsise mijlocul de a se opri pe această costișă abruptă, niciun arbore nu își afundase rădăcinile în acest sol sfărmicios. Așteptând ca avalanșele care o săpaseră să ajungă să o umple, prăpastia hrănea, la sânul undelor neclintite ale lacului, o bogăție de vegetație. Lotuși gigantici, colonii de polip de apă dulce, lungi de 20 de brațe, și plecau frunzele lor mari și florile diverse pe luciul acestei ape, pe care vâslele pescarului n-o brăzdau niciodată. Pe tulpinile lor împletite, la adăpostul nenumăratelor bolți de frunziș, dormeau, lungite la soare, viperele cu haină de smarald și salamandrele cu ochii galbeni și mieroși, sigure că nu vor fi tulburate de năvoadele și capcanele omului. Suprafața lacului era atât de încărcată și atât de verde încât de sus ai fi zis că este vreo poiană. Păduri de trestii își oglindeau în ea tulpinile zvelte și pămătufurile carifelate pe care vântul le unduia ca pe grânele câmpiilor. Stenio, vrăjit de înfățișarea sălbatică a acestei râpe, voia să coboare și să pună piciorul pe acea încrengătură înșelătoare de frunze. Oprește-te, fiul meu, îi zise călugărul cu gluga trasă mult peste față, care îl însoțea. Lacul acesta este acoperit de flori, dar este la marginea plăcerilor lumești, este înconjurat de ispite, dar închide în sine prăpăstii fără fund. Și ce știi tu despre ele, părinte? Zise Stenio surâzând. Ai măsurat și tu aceste prăpăstii? Ai navigat și tu pe valurile furtunoase ale pasiunilor? Când Petru a încercat să-l urmeze pe Iisus pe apele Genazaretului, răspunse Camaldolul, a simțit după vreo câțiva pași că îi lipsea tăria credinței și că riscase prea mult voind ca fiul omului să meargă prin furtună. El a strigat, Doamne, scapă-mă! Și Domnul, trăgându-l la el, l-a salvat. Petru era un prieten nevrednic și un ucenic laș, reluă Stenio. Nu el a fost cel care l-a renegat pe învățătorul său de teamă de a îi împărtăși soarta? Cei care se tem de primejdie și dau înapoi seamănă cu Petru. Nu sunt nici oameni, nici creștini. Camaldolul plecă fruntea și nu răspunse nimic. Tranmere, convingându-l pe Stenio să se întoarcă, îi atrase atenția asupra înfățișării admirabile a cimitirului. Tise monstruoase, cărora mâna omului nu încercase niciodată să le dirigeze creșterea, acopereau mormintele cu o perdea atât de întunecată încât marmura sculpturilor culcate pe sicrie abia se distingea în plină zi de paloarea lugubră a călugărilor îngenunchiați printre morminte. O tăcere înfiorătoare plutea peste acest azil al morților. Vântul nu putea pătrunde prin desimea tainică a copacilor. Soarele nu se geta până aici cu nicio rază. Lumina și viața părea să se fi oprit la porțile acestui haos. Și cine voia să-l traverseze, o făcea fie pentru a se întoarce în mănăstire, fie pentru a se opri la buza acestei râpe, chiar mai tăcute și mai mohorâte decât cimitirul. Minunat, zise Stenio, așezându-se pe un mormânt. Cimitirul acesta îmi place mai mult decât interiorul împodobit cu lambriuri și înmiresmat al mănăstirii. Îmi place fiecare lucru la locul său, luxul și grația la curtezane, austeritatea și mortificarea la călugări. Dar spune-mi, părinte, pentru ce te încăpățânezi să-ți ascunzi fața de mine? Cunosc prea bine sunetul vocii tale, ne-am mai întâlnit odată, în timpuri mai bune. Mai bune, zise Magnus, lăsând să-i alunece încet gluga și plecându-și fruntea, deja pleșuvă, în mâna scheletică, într-o atitudine de îndoială melancolică. Da, mai bune și pentru tine și pentru mine, răspunse Stenio, căci în perioada aceea trandafirii tinereții înfloreau pe chipul meu și, cu toate că tu aveai un aer rătăcit și pulsul febril, ultima oară când te-am întâlnit pe munte, barba ta neagră, părinte, iar părul des. Așadar pui mare preț pe această zadarnică și funestă tinerețe a trupului, pe această mistuitoare energie a sângelui care colorează fața și încălzește craniul, zise călugărul întristat.
Și ce altceva avem mai prețios?" porni din nou tânărul. "De care altă bogăție reală dispunem noi, măcar o dată în viața noastră?" "Aceasta este vârsta primejdiilor și a suferințelor," zise preotul. "Fericiți cei care au depășit-o fără a pieri." Stenio își opri o clipă privirea pe fața lipsită de culoare și scofâlcită a lui Magnus, apoi se întoarse către Trenmor cu un amestec de tristețe și de ironie. "De ce m-ai adus aici?" îi zise el. "De ce mi-ai pus sub ochi această stafie vie și aceste morminte înverzite? Oare pentru a-mi dovedi că moartea este mai fericită și mai fecundă decât viața? Pentru a-mi da dinainte gustul pentru dulceața neantului? Crezi tu că ți-ai ales bine locul și subiectul? Nu știai că îmi doresc mai tare să mor decât să trăiesc de ochii lumii? Cât despre omul acesta, poate că nu știi că l-am întâlnit pe Monterosa, într-o zi în care era nebun. Ce curaj vrei să capăt la vederea acestor morminte unde aș vrea să fi adormit deja? Ce încredere sperai tu să-mi dai prin cuvintele acestui preot pe care eu l-am văzut scos din minți din pricina pasiunilor?" "Am vrut să-ți arăt, Ostenio," răspunse înțeleptul, "că viața poate fi la fel de liniștită ca și moartea și că omul își poate redobândi mințile rătăcite pentru a le supune voinței sale atotputernice. Am vrut să-ți arăt care sunt forțele, resursele imense pe care Dumnezeu le-a pus în noi și lucrurile de bine care sunt la îndemâna noastră. Vezi că se poate, fără tulburare, fără osteneală și fără excese, să ne bucurăm de ceea ce este mai valoros pe pământ, poezia, știința și artele. Dacă te oprești aici o clipă, vei vedea că firile cele mai puternice și cele mai alese au venit să se odihnească și să se oțelească în sânul acestui refugiu, așteptând destinele misterioase ale celelalte vieți. Vei vedea că ele au găsit vindecarea, înceată dar sigură, a rănilor lor înveninate, extensia vastă și magnifică a celor mai prețioase facultăți ale lor. Vei vedea mai ales," adăugă Camaldolul, "că Dumnezeu este milostiv și că dragostea sa este imensă, mila sa neobosită, iertarea sa totputernică. Vei plânge la picioarele sfintelor altare și aceste lacrime vioase vor fi ca un balsam pe rănile inimii tale. Zi după zi vei simți efectele salutare ale acestei captivități binefăcătoare. Dorințele tale năvalnice se vor frânge sub jug, iar dorințele nobile vor reveni la putere. Bucuriile resemnării și recunoștinței vor șterge în tine până și amintirea greșelilor delirante și a înflăcărărilor blestemate din tinerețe." "Ai necaz pe tinerețe, frate," zise Stenio. "Totuși, nu ai decât vreo câțiva ani mai mult ca mine. În dimineața aceasta ai adăugat la imnul religios către îngerul păzitor o strofă care nu era în liturghie și care trădea mai multă tinerețe în închipuirea ta decât există acum în sufletul meu." Preotul păli, apoi își puse mâna galbenă și bătătorită pe mâna albă, cu vina albăstrii a lui Stenio. "Copilul meu," îi zise el, "așadar și tu ai fost nefericit de vreme ce ești atât de crud." "Suferința îndurată," zise Trenmor, cu o voce severă și tristă, "trebuia să aducă compătimire și bunătate. Numai sufletele slabe se denaturează în situații grele, sufletele tari se purifică." "Și oare nu știu prea bine acest lucru?" zise Stenio, în sfârșit emoționat și lepădându-și toată ironia, pentru a apuca cu o mână brațul preotului și cu cealaltă pe cel al lui Trenmor. "Oare nu știu că sunt un suflet fără măreție și fără energie, o făptură infirmă și jalnică? Aș fi eu unde sunt dacă aș fi fost Trenmor sau Magnus, dar vai," adăugă el, lăsând brațele celor doi să cadă și reașezându-se cu un gest de mânie întunecată pe lespedea mormântului, "de ce vă irosiți strădaniile în ceea ce mă privește? De ce îmi dați sfaturi de care nu pot profita și exemple care sunt mai presus de forțele mele? Ce plăcere găsiți în a-mi etala bogățiile voastre, în a-mi arăta cu ce putere sunteți voi înzestrați, de câte eforturi sunteți voi capabili? Bărbați puternici, bărbați eroici, potire alese, sfinți care ați ieșit dintr-un ocnaș și un preot, tu, ocnaș care ți-ai asumat să cadă asupra capului tău toate usândele vieții sociale, tu, călugăr care ai strâns în câțiva ani de viață lăuntrică toate chinurile sufletului, voi doi care ați suferit tot ceea ce pot suferi oamenii, îndestularea și lipsa, unul zdrobit de lovituri, celălalt de post, iată-vă totuși în picioare și cu fruntea ridicată spre cer. În vreme ce eu mă târăsc precum fiul risipitor în mijlocul animalelor scârnave, adică printre poftele josnice și viciile murdare. Ei bine, lăsați-mă să mor în noroiul meu și nu veniți să-mi tulburați agonia cu
cu spectacolul ascensiunii voastre glorioase către ceruri. Tot așa au venit și prietenii lui Iov să se laude cu prosperitatea lor în fața victimei ce zăcea în bălegar. Lăsați-mă, lăsați-mă! Păziți-vă bine comorile, de teamă ca nu cumva orgoliul vostru să le cheltuiască. Fie ca înțelepciunea și umilința să vegheze la păstrarea cuceririlor voastre, feriți-vă de dorința puierilă de a le arăta celor care nu mai au nimic, căci în mânia sa, săracul plin de ură și de invidie ar putea scuipa pe aceste bogății, întinându-le. Tranmor, triumful tău poate că nu este la fel de adevărat, la fel de strălucitor precum îți închipui tu. Judecata mea amară poate găsi o explicație trivială la victoria voinței asupra pasiunilor amorțite, asupra dorințelor șterse ori saturate. Magnus, ia seama, credința ta poate că nu este atât de întărită ca să nu poți zdruncina cu o privire zeflemitoare sau cu îndoială cutezătoare. Victoria obținută de spirit asupra ispitelor cărnii nu este, poate, desăvârșită cât să nu poți să te mai fac să roșești și să pălești și acum doar pronunțând un nume de femeie. Hai, du-te și te roagă. Arde tămâie în fața altarului Fecioarei și pleacă-ți capul până la pardoseala bisericilor tale. Du-te să întocmești tratate despre mortificare și resemnare, dar lasă-mă să mă bucur de ultimile zile care mi-au mai rămas. Dumnezeu care, spre deosebire de voi, nu m-a răsfățat cu o alcătuire superioară, nu a pus la îndemâna mea decât realități comune, plăceri vulgare. Vreau să le folosesc până la sfârșit. Oare n-am făcut și eu la rândul meu un pas uriaș pe calea rațiunii de când ne-am întâlnit ultima oară? Văzând că nu pot atinge cerul, nu m-am silit să merg pe pământ fără mofturi și orgolii? N-am acceptat eu viața așa cum îmi era sortită? Iar când înăuntrul meu am simțit o ardoare neliniștită și rebelă, ambiții nedeslușite și fantasmatice, dorințe irealizabile, oare n-am făcut totul pentru a le stinge și a le ține în frâu? Am ales o altă cale decât voi, frații mei, atâta tot. M-am liniștit prin abuz, în vreme ce voi v-ați tămăduit prin ciliciu și abstinență. Erau necesare pentru niște suflete atât de nobile ca ale voastre, aceste mijloace violente, aceste ispășiri austere. Dacă v-ați folosit de lucrurile lumești, nu v-ar fi fost de ajuns ca să vă înfrângeți caracterele voastre de bronz, ca să vă epuizați forțele voastre supranaturale. Însă pentru Stenio, toate acestea au fost foarte pozitive. El s-a dedat lucrurilor lumești fără a roși. S-a saturat cu ele fără ingratitudine și acum, dacă trupul lui s-a dovedit prea slab pe lângă poftele sale, dacă Ftizia a pus stăpânire pe acest plăpând copil al plăcerilor, aceasta s-a întâmplat pentru că Dumnezeu nu i-a hărăzit multe zile pe lumea aceasta, pentru că nu era nimerit să devină nici soldat, nici preot, nici jucător de noroc, nici savant, nici poet. Există plante sortite să moară de îndată ce au înflorit, oameni pe care Dumnezeu nu i-o sândește la un exil îndelungat printre ceilalți oameni. Vezi, părinte, iată-te aici, pleșuv ca și mine. Mâinile ți s-au uscat, pieptul ți s-a scofâlcit, genunchii ți s-au șubrezit, respirația ți s-a scurtat. Privește-ți barba care ți albește, deși n-ai încă 30 de ani. Agonia ta va fi probabil puțin mai lentă decât a mea. Poate că o să mai trăiești un an întreg după mine. Ei bine, și nu reușiserăm noi amândoi să ne învingem pasiunile, să ne înghețăm simțurile? Iată-ne ieșiți din creuzet purificați și împuținați. Nu-i așa, părinte? Eu sunt încă și mai împuținat decât tine, pentru că încercarea mea a fost mai puternică și mai directă, pentru că am mers până la capăt, pentru că am încheiat punând dușmanul la pământ. Poate că ar fi fost mai bine dacă ai fi apucat-o pe aceeași cale ca și mine, era mai scurtă. Dar nu contează, asta nu înseamnă că nu o să mai ajungi la suferință și la moarte. Hai să ne dăm mâna, suntem frați. Ai fost mare, eu am fost jalnic. Ai fost o fire viguroasă, eu una săracă. Dar asta nu înseamnă că mormintele care curând se vor deschide pentru noi, nu vor primi și unul și celălalt doar un pumn de țărână. Magnus, care în timp ce vorbea Stenio se simțise de mai multe ori tulburat și își ridicase ochii spre cer cu o expresie de groază și deznădejde, afișă în momentul acesta o atitudine mai calmă și mai îngrijorătoare. Tinere, îi zise el, nu o să sfârșim cu acest înveliș mizer și sufletul nostru nu va fi dat hrană viermilor din mormânt. Crezi că Dumnezeu ține o socoteală egală în ceea ce ne privește? Nu va arăta în ziua judecății milostiviri mai mari pentru cel ce și-a biciuit carnea și s-a rugat cu lacrimi și o mai mare asprime pentru cel care a îngenunchiat înaintea idolilor și a băut din izvorul otrăvit al păcatului? Cât știi tu despre asta, părinte? Zise Stenio. Tot ceea ce este contrar
legilor naturii este probabil condamnabil înaintea Domnului. Au fost unii care au îndrăznit să o spună în aceste timpuri de cercetare filozofică, iar eu am fost printre ei. Dar o să te scutezi de aceste lucruri bine știute de toată lumea, împotriva cărora ai fi prevenit dacă aș avea prostul gust de a mă servi de ele. Mă voi mărgini să-ți pun o întrebare. Iată, dacă mâine, în zorii zilei, după ce te-ai culcat în lacrimi și rugăciune, te trezești în brațele unei femei, adusă la căpătâiul patului tău, din pofta duhurilor întunericului de a-și bate joc de tine, după surpriză, spaimă, luptă, victorie, exorcism, tot ce vei încerca și vei face, nu mă îndoiesc, spune-mi, te vei mai duce să spui mesa în clipa următoare și vei mai atinge trupul lui Hristos fără nicio teamă? Din mila Domnului, răspunse Magnus, poate că mâinile mele vor rămâne destul de curate pentru a atinge Sfânta Ostie. Cu toate acestea, n-aș vrea să cutez mai înainte de a mă fi purificat prin penitență. Foarte bine, părinte, vezi că ești mai puțin purificat decât mine, căci eu aș putea, în momentul de față, să dorm o noapte întreagă lângă cea mai frumoasă femeie din lume, fără a simți altceva pentru ea decât dezgust și aversiune. Într-adevăr, tu mai ai probabil un timp al tău pentru a ține post și a te ruga. N-ai făcut nimic, de vreme ce carnea mai poate încă să-ți înspăimânte spiritul, iar omul vechi mai poate tulbura conștiința omului nou. Ai reușit de minune să-ți sfârteci stomacul, să-ți zdrângănești creierul, să răvășești alcătuirea armonioasă a organelor tale. Dar nu ți-ai putut sili corpul, ca mine, să joace doar un rol pasiv. Nu ai ajuns la punctul de a trece cu bine proba despre care îți vorbesc și apoi să mergi imediat la slujba de comuniune fără spovedanie. N-ai obținut alt rezultat decât o lentă sinucidere fizică, adică o faptă pe care religia ta o condamnă ca pe un păcat îngrozitor și ești încă în stăpânirea poftelor rele ca și în prima zi a penitenței tale. Dumnezeu nu te-a sprijinit prea mult, părinte. Călugărul se ridică și, îndreptându-se de spate, în toată înălțimea taliei sale uriașe, dar gârbovite, privi încă o dată cerul, apoi, ducându-și amândouă mâinile la frunte, într-o grozavă tulburare, strigă: Să fie adevărat, o, Dumnezeule, să-mi fi refuzat tu ajutorul și iertarea? Să mă fi abandonat tu duhului rău? Să te fi îndepărtat de la mine fără să vrei să-ți pleci urechea la suspinele mele, la strigătele mele rugătoare? Să fi suferit eu zadarnic și toată această viață de lupte și cazne să fie pierdută? Nu, strigă el mai departe pătimaș, ridicându-și brațele lungi și descărnate din mânecile dimiei sale. Nu cred, nu mă voi lăsa descurajat de cuvintele nelegiuite ale acestui copil al timpurilor noastre. Voi merge până la capăt, îmi voi îndeplini jertfa și dacă biserica a mințit, dacă profeții au fost inspirați de către Duhul Întunericului, dacă Sfântul Cuvânt a fost abătut de la adevăratul său sens, dacă râvna mea a mers mai departe de așteptările tale, cel puțin vei ține cont de dorința încăpățânată, de voința îndârjită care m-a desprins de pământ pentru a mă face să cuceresc celul. Vei citi în străfundul inimii mele această pasiune fierbinte care m-a mistuit pentru tine, Dumnezeul meu, și care vorbește atât de puternic într-un suflet sfâșiat de alte patimi groaznice. Mă vei ierta că mi-a lipsit lumina și înțelepciunea. Nu vei cântări decât sacrificiile și intențiile mele și dacă am purtat această cruce până la moarte, o să-mi dai partea mea din blândețea odihnei veșnice la tine. Există odihnă în sistemul universului, zise Steniu. Nădăjduiești tu să fii destul de mare pentru a merita ca Dumnezeu să-ți creeze numai pentru tine un nou univers? Crezi că există în ceruri îngeri trândavi și virtuți amorțite? Știi tu că toate puterile sunt active și că, mai puțin, dacă nu ești Dumnezeu, nu vei ajunge niciodată la existența permanentă și infinită? Da, Dumnezeu te va felicita, Magnus, iar sfinții îți vor cânta laude acolo sus, pe harfe de aur. Dar când vei aduce la picioarele stăpânului, virgin și intact, sufletul ales pe care ți l-a încredințat aici, pe pământ, când o să-i spui: Doamne, mi-ai dat forța, am păstrat-o, iată, ți-am adus-o înapoi, dă-mi pacea veșnică drept răsplată. Dumnezeu îi va răspunde sufletului tău prosternat: Foarte bine, fiul meu, intră în slava mea și ia loc în oștirile mele strălucitoare. Vei îndeplini de acum înainte lucrări nobile, vei conduce carul lunii pe câmpiile eterului, vei rostogoli trăsnetul printre nori, vei înlănțui cursul râului, vei călări uraganul, îl vei face să salte sub tine ca un cal nărăvaș, vei porunci stelelor. Substanță divină, tu vei fi în elemente, vei face negoți cu sufletele oamenilor, vei îndeplini între mine și foștii tăi semeni, misiuni sublime, vei umple cerul și pământul, îmi vei vedea chipul și vei vorbi cu mine.
Asta e frumos, Magnus, iar poezia are de câștigat din aceste sublime aberații. Dar dacă ar fi astfel, eu unul n-aș avea a voi nimic. Nu sunt destul de mare pentru a fi ambițios, nici destul de puternic pentru a-mi dori vreun rol, fie aici, fie acolo sus. Este un lucru potrivit cu orgoliul tău uriaș să suspim după triumfurile unei alte vieți. Eu însă n-aș vrea nici măcar un scaun de domnie peste toate noroadele lumii. Dacă m-aș îndoi de bunătatea divină într-atât încât să nădăjduiesc altceva decât neantul, pentru care sunt făcut, i-aș cere să fiu iarba câmpurilor pe care piciorul o calcă și care nu se rușinează, marmura pe care dalta o șlefuiește și care nu sângerează, copacul pe care vântul îl obosește și care nu-l simte. I-aș cere cea mai inertă, cea mai neînsemnată, cea mai ușoară formă de existență și l-aș socoti prea aspru și dacă m-ar osândi să reînvii în substanță gelatinoasă a unei moluște. Iată de ce eu nu fac nimic să merit cerul, nu-l vreau, mă tem de bucuriile, armoniile, extazele și triumfurile de acolo, mă tem de tot ce nu pot concepe cum ar fi. Cum să-mi doresc altceva decât să se termine totul? Ei bine, sunt mai mulțumit decât tine, părinte. Mă îndrept fără îngrijorare, fără spaimă, spre noaptea veșnică, în vreme ce tu te apropii înnebunit, tremurând, de Tribunalul Suprem, unde contractul de arendă pentru suferințele și ostenelile tale se va renui pentru eternitate. Nu sunt invidios, îți admir soarta, dar o prefer pe-a mea. Magnus, îngrozit de lucrurile pe care le auzea și simțind că nu mai are putere să le dea o replică, se aplecă spre Trenmor și, strângându-i tare cu amândouă mâinile mâna celui înțelept, părea că îi cere sprijinul tăriei sale de caracter, din ochii plini de neliniște. Nu-ți face griji, o frate, reluă Trenmor, și nu lăsa suferințele acestui suflet rănit să-ți ciuntească încrederea într-al tău. Nu te opri din sârguința ta ca ispita neantului să se topească precum o dezmirdare mincinoasă. Ai avea parte de mai multă durere devenind necredincios decât păstrându-ți comoara credinței. Nu-l asculta, căci se minte singur și se teme de lucrurile pe care le spune, ba chiar prea mult ca să și le dorească. Și tu, Stenio, te străduiești zadarnic să stingi în tine făclia sfântă a inteligenței. Flacăra sa se aprinde mai vie și mai frumoasă cu fiecare efort al tău de a o înăbuși. Tu năzuiești către cer în pofida voinței tale și sufletul tău de poet nu poate alunga amintirea dureroasă a obârșiei sale. Când Dumnezeu, rechemându-l din surghiun, îl va fi purificat de a întineri și îl va fi tămăduit de dureri, el se va prosterna cu dragoste și îi va mulțumi pentru că a făcut să strălucească și pentru el lumina veșnică. Va privi în urmă și își va împrăștia ca pe un nor acest vis îngrozitor și sumbru al vieții omenești, mirându-se că a străbătut aceste tenebre fără să se gândească la Dumnezeu, fără să spere că se va trezi. Unde erai tu, o, Dumnezeul meu, va spune el, și ce am devenit eu în acest vârtej grăbit care m-a luat pe sus într-o clipă? Dar Dumnezeu îl va mângâia și îl va supune, poate, și la alte încercări, căci sufletul îi le va cere stăruitor. Fericit și mândru de a-și fi găsit voința, va dori să o folosească, va simți că activitatea este atributul celor puternici, se va mira că el a abdicat de la coroana sa de stele, își va cere rolul printre puterile cerești și îl va interpreta în mod strălucit, căci Dumnezeu este bun și nu trimite probabil crudele sale încercări decât aleșilor săi pentru a face mai prețioasă după aceea folosirea puterii acestora. Hai, recunoaște! Cea mai sfântă calitate a sufletului tău, dorința, nu este decât adormită în tine, Stenio. Lasă-ți corpul să mai prindă ceva vigoare, dă-i sângelui tău câteva zile de odihnă și vei simți trezindu-se acea înflăcărare sfântă a inimii și acea aspirație nemărginită a inteligenței care îl fac pe om să fie om și să fie demn de a stăpâni lucrurile aici, jos, și elementele acolo sus. Omul este om, zise Stenio, câtă vreme poate să-și mâne calul și să-i reziste amantei. Ce folosire mai frumoasă a forței socotești tu că a dăruit cerul unor creaturi atât de șubrede ca noi. Dacă omul dă semne de oarecare noblețe morală, aceasta constă în a nu crede nimic, a nu se teme de nimic. Cel care îngenunchează în orice clipă în fața mâniei unui Dumnezeu răzbunător nu este decât un sclav umil care se teme de pedepsele dintr-o altă viață. Cel care își face un idol din nu știu ce himera voinței, în fața căreia se sting toate poftele sale, îi se înfrâng toate capriciile, nu este decât un laș care se teme de a cădea pradă fanteziilor sale și de a găsi suferința în plăceri. Omul puternic nu se teme de Dumnezeu.
nici de oameni, nici de el însuși. El acceptă toate urmările înclinațiilor sale, bune sau rele. Disprețul vulgului, neîncrederea proștilor, blamul rigoriștilor, osteneala, necazul, nu mai au multă influență asupra sufletului său decât febra și datoriile. Vinul îl exaltă și nu îl îmbată. Femeile îl amuză, dar nu stă la mâna lor. Gloria îl gâdilă în talpă uneori, dar o tratează ca pe celelalte prostituate și o dă pe ușa afară, după ce a strâns-o în brațe și a posedat-o, căci el disprețuiește tot ceea ce pentru alții este pricină de teamă sau de venerație. El poate trece prin foc, fără să-și piardă aripile ca un fluture de noapte orb și fără să cadă prefăcut în cenușă, în fața flăcării rațiunii. Efemer și plăpând ca fluturele, el se lasă, ca și el purtat de toate adierile, ademenit de toate florile, desfătat de toate luminile. Dar neîncrederea îl păzește de toate. Vântul nestatorniciei îl smulge și îl salvează astăzi de la himericii ligurici, iluzii mincinoase ale nopții, iar mâine, de strălucirea soarelui, trist denunțător al tuturor mizeriilor, al tuturor urâciunilor omenești. Omul puternic nu-și ia nicio măsură de siguranță pentru viitor și nu dă înapoi în fața niciunui pericol din prezent. El știe că toate speranțele sale sunt însemnate într-o carte, ale cărei pagini vântul se însărcinează să le întoarcă. Știe că toate planurile înțelepciunii sunt scrise pe nisip și că nu există pe lume decât o singură virtute, o singură înțelepciune, o singură forță, aceea de a aștepta valul și de a rămâne ferm în timp ce te inundă, aceea de a înnota când te trage după el, aceea de a încrucișa brațele și de a muri cu nepăsare când te acoperă. Omul puternic, după părerea mea, este totodată omul înțelept, căci simplifică sistemul desfătărilor sale. Le restrânge, le dezbracă de învelișul lor de erori, de vanități, de prejudecăți. Desfătarea sa este în întregime pozitivă, reală, personală. Este divinitatea sa naivă și frumoasă, cinică și castă. El o lasă complet goală și calcă în picioare podoabele de care a dezbrăcat-o, dar mai credincioși și mai sinceri decât teologii ipocriți din templul său, în momentele vieții lui, îngenunchează înaintea ei în ciuda anatemelor zadarnice ale unei lumi stupide. El este martirul credinței sale, trăiește și suferă pentru ea, moare și prin ea, negându-l sau bravându-l pe celălalt Dumnezeu. Acesta absurd și răutăcios pe care îl adorați voi, omul care își scoate sabia pentru a lupta împotriva furtunii, este nelegiuit și cutezător, dar este mai curajos și mai măreț decât Dumnezeu care mânuiește trăsnetul. Eu unul aș cuteza, dar tu, Magnus, n-ai cuteza. Trenmor care ne aude, Trenmor care este. Să nu te lași înșelat, părinte, mai degrabă filozof decât creștin, mai degrabă stoic decât religios și care respectă tăria mai mult decât credința, stăruința mai mult decât căința. Trenmor care, pe scurt, poate și trebuie să fie respectat mai mult decât mine, părinte, poate fi judecător între noi doi și poate vedea care dintre noi și-a apărat și s-a păstrat cea mai înaltă dintre capacitățile sale, energia. Nu o să fiu judecător între voi, zise Trenmor. Cerul v-a dăruit însușiri deosebite, dar fiecare a primit o moștenire importantă. Magnus a fost înzestrat cu o mai mare stăruință în idei. Și dacă vrei să faci abstracție de ale tale, Stenio, pentru a contempla serios frumosul spectacol al unei voințe victorioase, vei fi cuprins pe neașteptate de admirație la vederea acestui călugăr care a fost nelegiuit, îndrăgostit și nebun și care acum, aici, este liniștit, zelos și supus regularității obiceiurilor monastice. De unde și-a luat el forța de a rezista atât de multă vreme la aceste lupte înspăimântătoare și de a se ridica după ce a fost blestemat și zdrobit? Este același om pe care l-ai văzut hălăduind cu mintea rătăcită pe munte? Este un om nou și totuși este același suflet furtunos, înflăcărat, cu aceleași simțiri năvalnice și de temut, mereu noi, mereu virgine și cu aceeași dorință mereu intensă, dar niciodată satisfăcută, rătăcindu-se în pofida lui, urmărind lucruri omenești, dar întorcându-se mereu la Dumnezeu prin reînsuflețirea unei vigori nemaipomenite și a unui focar de speranță sublimă. O, părinte, deși este adevărat că nu avem același cult și că îl invocăm pe Dumnezeu în rituri diferite, în ochii mei rămâi de trei ori sfânt, de trei ori mare, căci ai luptat, te-ai ridicat de sub picioarele dușmanului tău și mai lupți încă, viteaz, neobosit, brăzdat de cicatrice, stors de nădușeală și de sânge, dar hotărât să mori cu arma în mână. Continuă în numele lui Iisus,
în numele lui Socrate. Martirii din toate religiile, eroii din toate timpurile te privesc și, în înaltul cerurilor, îți aplaudă eforturile. Dar tu, Stenio, copil născut cu o stea în frunte, a cărui frumusețe ne lasă să înțelegem cum arată îngerii, tu, a cărui voce era mai melodioasă decât vocile nopții care suspină pe harfele scoțiene, tu, al cărui talent făgăduia lumii o nouă tinerețe, toată numai iubire și poezie, căci cântăreții și poeții sunt niște profeți trimiși oamenilor pentru a le reînsufleți spiritele lipsite de nerv, pentru a le răcori frunțile încinse. Pentru tine, Stenio, care în anii tinereții tale mergeai învăluit de grație și puritate, ca într-o haină fără de pată, cu o aură luminoasă, n-aș putea să mă înfior de soarta ta, să deznădăjuiesc pentru viitorul tău. Ca și Magnus, înduri marea încercare, groaznică agonie rezervată celor puternici. Dar încă din această viață te vei ridica idoma lui. Mai lupți încă și, sângerând din pricina supliciului, nu recunoști mâna care îți șterge rănile. Dar curând o să te vedem, stea întunecată, strălucind mai albă și mai frumoasă pe bolta cerurilor. Și ce ar trebui să fac pentru aceasta, Tremor? Întrebă Stenio. Ar trebui doar să te odihnești, răspunse Tremor, căci natura este bună față de cei asemenea ție. Ar trebui să le lași timp nervilor tăi să se liniștească, iar creierului tău să-și facă niște impresii noi, să stingi dorințele prin oboseală. Aceasta poate fi un lucru bun. Dar să atâți dorințe stinse, să le înghiți cu lăcomie precum caii cu picioarele umflate, să îți impui suferința în loc să o accepți, să cauți mai presus de puterile tale desfătări mai depline, plăceri mai intense pe care realitatea nu le îngăduie, să vânturi într-un singur ceas senzațiile unei vieți întregi, iată mijlocul de a-ți pierde și trecutul și viitorul, unul prin disprețul față de timidele desfătări personale, celălalt prin neputința de a depăși prezentul. Astăzi nu ești dispus să primești alte sfaturi, dar de fiecare dată mă simt măgulit, fiul meu, că ești gata să-mi dai dovadă de afecțiune. Întotdeauna, zise Stenio strângându-i mâna. Ei bine, zise Tremor, făgăduiește-mi, jură-mi că o să rămâi aici până la întoarcerea mea. Dacă după 30 de zile n-am venit înapoi, ești dezlegat de jurământul acesta. Se ridicară toți trei și se întoarseră la mănăstire. A doua zi Tremor plecă, după ce obținuse, nu fără greutate, cuvântul lui Stenio.